Bunătatea lui Dumnezeu este mare. Toți știm că îndurările lui se înnoiesc pentru noi în fiecare zi, la fiecare început de săptămână. Suntem la început de săptămână, este ziua de luni și luni seara ne întâlnim cu dumneavoastră și aduc în fața dumneavoastră o familie. De data aceasta sunt tare bucuros să aduc în casele dumneavoastră pe Simona și pe Sandu. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Cum sunteți? Foarte bine. Foarte bine, așa se zice măcar, dacă se înregistrează, suntem bine de tot, odihniți. Chiar suntem foarte bine. Chiar sunteți foarte Chiar bine. Suntem foarte de bine. Ce sunteți foarte bine? Avem toate motivele să fim bine, nu știu ce ne-ar lipsi ca să nu fim Dăm bine. Dăm trei motive să fiți foarte bine. Avem pace, bucurie în suflet. Așa. Avem o familie de care ne bucurăm mult. Suntem sănătoși. Și ar fi multe. Multe, foarte multe. Eu cred că un motiv de bucurie, dacă toți suntem la bucurie, că recent ați înregistrat o cântare super faină cu un grup de copii. Da, una cu un grup de copii și una cu familia. Una cu familia și una cu... Care din familie e cu muzica? Probabil amândoi. Da. Mai mult soțul, clar. Da? Da? Și cum v-a venit ideea să înregistrați voi? Eu am ascultat, chiar am ascultat o cântare, dar probabil nu chiar așa, de, nu asta ultima cu familia voastră. Aia e prima cu familia voastră. Aia e prima. Deci aia am ascultat-o. Chiar, cum v-a venit ideea să înregistrați o cântare cu familia? Nu a fost ideea noastră neapărat. Adică ne-am dorit să fie o amintire pentru copiii noștri. Ei sunt micuți acum. Dar vrem să le rămână amintire frumoasă cu familia noastră așa de când se e micuți și să știe că încă de micuți ne-am dorit mult ca și familie să punem în ei valorile astea frumoase, să crească spre slava Domnului și refrenul cântării împreună mergem spre cer. Chiar ne dorim mult ca și familie să chiar mergem toți spre fapt, cer. De fapt, voi aveți un mesaj în toată chestia asta și da? Îmi zicea unul, zice... Frate, cum să vă spun, zice, mama trece pe la mine prin camere și mai uită câte o carte. Știi? Mamele întotdeauna. Cât îți de mici copiii, Sandu? E cel mai mic, are 4 ani jumate. Așa. Mijlociu are 6 ani jumate și fetița are 8 ani jumate. 8 ani jumate. În 2, în 2. Dar nu sunt chiar așa micuți. La 8 ani jumate, cred că au multe idei, așa le trec prin cap. Au și la 4 ani jumate și multe idei. N-am vrut să întreb, au destul. Cum... Sandule, e slujitor, da, o să ajungem noi și la... Cum te descurci cu slujirea? Ai o singură biserică? Pastor în 5 biserici, dar nu sunt singur. Da, deci adică mai este un frate pastor cu mine. Așa. Și avem un presbiter care e ordinat. Ne dăjdim să meargă spre pastorală, gândim la asta împreună acum. Bun, dar oricum te gândești la fiecare biserică, da, nu știu, da? Deci 5 biserici, o nevastă și 3 copii. Da. Ce mai ai pe lângă asta, ca să facem pachetul între... Plantație de zmeură. Oh, asta sună bine, sună bine. Soacră ceva? Soacră nu mai am, din păcate, numai socru. Și o mamă mai am, taică mi-a murit și el. Da. Cum e, îți mai găsești timp și pentru copii? Trebuie. Nu cu trebuie, zic tu acum, că da, e da. Simona lângă tine. Asta, clar că da. Îmi da? Găsesc, îmi găsesc. Mi-aș dori ca orice tată să aibă așa timp cum își face scumpul meu soț, timp pentru copiii lui. Mi-aș dori ca orice tată să-și tu facă așa asta timp. Că ești în emisiune sau chiar e? Luați-o cum vreți. Eu zic sincer și acum fiecare alege ce... Și cum? Cum își face timp? Chiar de curând am și uitat să zic scumpul meu soț că de curând am avut o discuție cu cineva și spuneam cum se joacă scumpul meu soț cu copiii, de-a căluțul, de-a mai ales având 2 băieți care tot timpul au idei de luptă în minte, se joacă de-a bizonii, de-a tot felul și îmi zicea, dar chiar stă Sandu cu ei așa? Da, să-l vezi cum stă în 4 labe și se joacă păi cu ei la nivelul lor. Și scenete biblice, nu dinozauri. Și scenete biblice. Da. Ce au ei nevoie? Copiii noștri sunt liberi, să aleagă să se joace obișnuit. Sunt copii normali, nu extraterestri de pe altă planetă să fie, să-și dorească să se joace numai anumite jocuri. Îi lăsăm să fie liberi, să se joace. Dacă nici Sandu nu-și dorește numai jocuri biblice, că mai plac celui nou tăți. Da. Apropo de scenete, o chestie foarte faină în ultimele serii a fost că au început copiii să facă teatru cu umbre. Au descoperit că dacă țin mâinile într-un anumit fel, seamănă umbra cu
ceva. Ceva anume, un personaj, un lup, a făcut sceneta cu scufița roșie, ei, trei fiind personajele acolo. Și e fain că putem să petrecem timp jucându-ne cu ei, nu stăm la televizor, deși avem televizor, dar nu... Nu prea petrecem timp. Prinzi mai multe umbre la televizor decât la scufița roșie. Da, preferăm să ne jucăm cu ei și să citim și bine. E bine, ori prins gustul și nu ăsta. Ți se pare, acum te întreb ca slujitor, așa, când chiar din punctul unora de vedere pierzi tu timpul acolo să te joci de-a lupul și nu știu ce, nu ți se pare că ești mai puțin lipsit de spiritualitate? Ai văzut reacția unei prietene de-a tale sau cui, da. Bă, fratele păstor face pe dinozaurul sau pe cine fi. Da. Păi știți că era povestea aia, mi se pare, cu Ioan Apostolul, că s-ar fi jucat odată cu niște copii și tot așa a fost o reacție vis-a-vis de el, că ok, dar tu, om serios, faci chestia asta și... Răspunsul lui, probabil că e o poveste inventată, nu știu dacă chiar a fost așa, dar răspunsul cred că e cu tâlc și a fost ceva de genul, ok, un arc, cât timp îl ții încordat, tot timpul, sau îl încorzi doar când merge la bătălie. Adică cred că ai nevoie și de momente din astea de relaxare, dar nu sunt neapărat momente de deconectare, ci sunt momente în care creezi relații cu copiii tăi, copiii păstorilor sunt copii normali. Exact. Păstorii nu sunt toți normali, asta... din punct de vedere unul, dar asta măcar copiii noștri sunt normali. La orice om era vorba aia, că toți par normal până ajuns să-i cunosc. Dar, în fine, sunt copii normali, copii care au nevoie să te joci cu ei și când ai astfel de momente cu ei, poți să ai și momente în care să introduci discuții profunde cu ei. Și noi am avut de foarte multe ori experiența asta în familie, în care discuțiile profunde despre Dumnezeu s-au născut în urma unor discuții naturale. Bineînțeles că avem și momente în care ne rugăm cu ei, în general seara stăm și ne rugăm cu toți împreună, dar momentele de discuție profundă în care discutăm despre Dumnezeu, de multe ori s-au născut în mod natural. Da, exact. La masă, în grădină, povestind cu ei, în timp ce îi puneam să culeagă și ei smeură, că am vrut să-i provoc la chestia asta, să petrecem timp împreună în felul și ăsta. Și să vadă că smeura înainte de a fi mâncată trebuie culeasă. Corect. Și că nu vine din, da, că nu vine din supermarket, neapărat. Da. Deci cred că asta e un lucru care e bine să-l recuperăm, naturalețea discuției despre Dumnezeu în familie. De fapt, așa zice și în Deuteronom, să discuți despre lucrurile astea când ești în călătorie, când ești acasă, când te trezești, când mergi la culcare, să fie un lucru natural, meditarea la cine este Dumnezeu, nu o chestie care o pui în cutiuța de duminică la biserică. Foarte fain. Acum eu o să vă spun un lucru care... Oricum nu vă așteptați, că nu vă așteptați la nimic, dar acum o să vă spun. Cât am stat în casă la voi? 5 minute? Maxim 10. Maxim 10, să zicem 10, da? M-am întâlnit prima dată cu copiii voștri, îmi doresc să vin o dată să stau cu ei și dacă pot și să mănânc ceva gătit de aia de 4 și... Am deja, mi-au rămas niște chestii în minte, dar am rămas așa foarte încântat să văd chiar naturalețea lor, deschiderea lor, ce dacă a venit un străin, am putut discuta. Deci se vede că un pic s-a lucrat acolo. Bun, ai cu copiii voștri să aibă o amintire, o cântare, nu știu ce, împreună. Cum v-a venit ideea să faceți și cu copiii altora? Da. Asta e o lucrare de mulți ani. Eu sunt implicat în lucrarea asta cu corul de copii prin 2000, atunci am început la biserica din Tinăud un cor de copii, Ruben Mureșan, cu soția lui, mai fost încă o studentă atunci, Iulia, am uitat numele de familie care îl are acum. Eu am început o lucrare cor de copii, l-am preluat eu și vreo 13 ani am făcut cor de copii acolo. După aia, datorită
E ușor? Secretul e perseverența. Foarte mulți m-au întrebat cum au putut să învețe copiii cântările pe de rost. De obicei învățam, mai ales în ultimii ani, am învățat cântările pe de rost. Nu le-am lăsat cu partituri. Foițe, laptopuri, da, da, mai ales că erau unii care nu știau să scrie și am observat că dacă au o foaie în față, au tendința să nu mai fie atenți la cântare și nici să o memoreze. Ori ei au capacitate uriașă de memorare. Și secretul e perseverența. Faptul că facem în fiecare săptămână repetiție cu ei, o oră, o oră și ceva, cam atâta fac repetiție cu ei, e o chestie care se acumulează în timp. A fost corul ăla de copii, în fine, a fost o pauză, programul meu s-a aglomerat, n-am mai putut să-l continui, dar au apărut copiii mei. Și am vrut să am un cor de copii unde copiii mei să învețe. S-o evit o oportunitate la Biserica din Aleș, după aia am continuat-o la Peștera și am continuat corul ăsta numit Sanctus. I-am dat până la urmă un nume oarecumva neutru. În ce sens? Că vreau să fie un cor la care să vină și copii din afara bisericilor evanghelice. Și sunt câțiva copii, nu foarte mulți, într-adevăr, dar au fost câțiva copii și din afara bisericilor evanghelice care au început să vină la corul ăsta. Ideea corului e, pe de-o parte, să ofere educație muzicală, cântând, intrând în contact cu partituri, cu sunete, îți formezi, îți educi auzul muzical, dar ca și filozofie, să zicem, de lucrare, vrem ca să folosim ca și texte pentru cântări, cât se poate textul biblic sau texte inspirate foarte profund din textul biblic. De-aia... Chiar îl pasionează, deci eu tot mă gândesc unde îl oprești și când îl oprești, că văd că se duce toată emisiunea, o să ne zică copii de... Și așa, asta e, așa a început lucrarea asta, să zicem, cu 20 de ani în urmă, da? A fost apoi de vreo câțiva ani de zile corul ăsta din Alești și mă bucur de lucrarea care o facem. Ideea cu înregistrarea asta, piese mai sunt încă 3 înregistrate, sperăm să apară în următoarele luni. Sunt texte compuse, melodii compuse de mine, cântare cu familia compusă de soția mea. La corul ăsta, având în vedere contextul pandemiei în care n-am mai putut să mergem cu ei undeva să cântăm și repetițiile au fost un pic mai greu de făcut, ne-am gândit, ok, ce să facem? Este încă o soră, o doamnă acum, căsătorită, care a fost cândva în cor și e implicată, sper să fie tot mai mult implicată și dirigează acum e și corul și... unde să mergem cu ei, ce să facem cu ei. Și ideea s-a născut, ok, hai să facem niște videoclipuri cu piesele astea, piese care sunt compuse de noi ca să nu fie complicații cu copyright-ul și alte lucruri, care vin din moment ce folosești piesele altora și în felul ăsta ai și o amintire de asemenea pentru copii, ai și posibilitatea să ai un impact pentru alții, care... Nu toți își pun problema cu copyright-ul. Voi v-ați frământat cu asta. Da, da, nu, dar mi se pare normal. Spune-mi, Simona, din ce vezi tu și la el și la... Cu cine e mai greu un pic, cu copiii sau cu părinților? Grea întrebare. Grea întrebare. Păi poate urmăresc părinții și după aia depinde ce răspunde. Nu, acum ziceți, băi, n-am putut să mințim chiar atunci cu... Noi de-aia... Ne dorim așa de mult să ne implicăm în lucrarea cu copiii, pentru că îi considerăm pe copii o resursă atât de importantă și de valoroasă. Copiii sunt foarte ușor de modelat. Da. Și atunci, și bine și în rău. Da. E într-adevăr mai ușor cu copiii în sens bun, în sensul de a-i putea modela. Dar și părinții au părțile lor foarte bune. Dacă n-ar fi părinții care să-i motiveze să vină sigur la repetiții... Da, și relația noastră cu... să schimbe programul, dar...
Spuneți-lor părinților că merită. Deci dacă există o investiție care merită făcută, este investiția în copii și acum. Noi avem relații foarte frumoase cu părinții copiilor și atunci mulți dintre ei sunt prieteni apropiați de ai noștri și chiar e o relație foarte frumoasă. Nu putem să zicem că e ceva foarte greu. Și asta ajută. Asta ajută. Dacă fiecare părinte are în spate dragostea pentru Dumnezeu, vine în mod natural, își trimite copilul la cor pentru că își dorește orice părinte să dea cei mai buni copiilor. Și atunci, dacă părintele are în spate faptul că partea spirituală e cea mai mare valoare care vrea să o transmită copilului, atunci își trimite copilul și relațiile sunt frumoase. Și poate chiar părinții care nu sunt neapărat ei mulțumiți, suficient de mulțumiți de viața lor spirituală, sigur își doresc mai bine pentru copii și dacă există un mediu în care copilul învață ceva bun și mai ales pe ideea de muzică, de ce nu? Bun, o să vă scot un pic din muzica asta, că altfel îmi furați tot timpul, că am eu tot așa lucruri care să vă întreb și să... Ce vă întreabă copiii, așa? Ziceți-mi lucruri curioase care vi le-au adus pe tapet copiii, așa, care vi le amintiți fără nicio pregătire. Că sigur sunt multe. Râs, Sandro, vezi? Nu vine acum. Că nu trebuie să inventăm. Dacă spuneți-mi mie că de multe ori pierd asta cu familiști și asta e chiar fain. O să vă aduceți voi după ce plecați, știi? Probabil, dacă aveam întrebarea dinainte, păi, sigur făceam listă cu... Dacă n-am avut eu, de unde să vă dau vouă? Exact. Zim cum v-ați căsătorit. Că asta e partea faină la fiecare. Cum ne-am căsătorit sau cum ne-am cunoscut? Păi știți voi de unde. Eu am zis că așa, dar să nu vă iau timpul vostru. Cum v-ați cunoscut, ce ați văzut fain unul la altul, care pe cine a convins, cât v-a luat, chestii de genul ăsta. Cât timp avem? Păi aveți varianta scurtă. Asta varianta zic scurtă, atunci o să zic, scumpul meu sos, dacă vreți varianta lungă, o zic eu atunci. Păi dă tu varianta scurtă și vezi dacă el are completări. Hai că și vouă vă iese varianta scurtă. Da. Unde a început? Totul a început unde? Păi dacă ia să iau de la început, a început de când eram eu micuță. M-am rugat pentru soțul meu, pentru viitorul meu soț, de când eram micuță. A fost un, de la câți ani? Un vis maxim 10 ani. Cam pe acolo am bun, început. Bun, dar de unde ți-a venit ideea asta? A fost o dorință mea de mică, tocmai pentru că am văzut multe familii destrămate. Și la 10 ani ai priceput că există rău? Și am priceput foarte bine. Deci mi-amintesc perfect cum gândeam și cum mă rugam în direcția asta foarte mult. Și spuneam Domnului, Doamne, nu vreau carieră, nu vreau bogăție, nu vreau... Vreau pur și simplu atât, să știu că Tu îmi dăruiești un soț care să mă iubească, pe care să-l iubesc și copii pe care să-i cresc pe slava Ta. Și pentru mine, pentru că mi se părea foarte greu să se întâmple așa ceva. Da. E trist un copil la 10 ani, nu că n-ai fi fost o matură la 10 ani, dar totuși un copil la 10 ani deja să privească atât de serios chestia asta, să o aducă înaintea lui Dumnezeu, spune ceva. Înseamnă că totuși ai văzut niște chestii, ai priceput. Da. Și pentru mine, faptul că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și mi-a dat, e o dovadă a credincioșiei și a dragostei lui Dumnezeu, care mă face să văd dincolo de prezent. Adică mi-a dat Dumnezeu mai mult decât am visat, că am visat, bineînțeles că toate fetele visează un prinț pe cal alb și așa și își închipuie cum să fie, cum să le trateze. Mie Dumnezeu mi-a dat mult mai mult decât mi-am închipuit și așa de mult mă bucur că pot să spun asta și mai ales că de multe ori în relații începe partea aia cu fluturaș în stomac și ai impresia că celălalt e totul și după aia ți se deschid ochii și cad lucrurile și imaginea celuilalt scade în ochii tăi. În cazul meu a fost exact invers și îmi doresc să fie la fel și pentru alții. Deci eu nu am intrat în relația asta, în relația cu scumpul meu soț, prieten fiind, doar prieten fiind atunci și acum suntem tot prieteni. Prieten și acum, da. Așa. N-am intrat cu speranțe foarte mari, dar cu cât petrec mai mult timp cu el, cu atât îl iubesc mai mult și îmi dau seama că e mai mult ceea ce mi-am dorit, că depășește cu mult ceea ce mi-am dorit și ceea ce aveam nevoie. Trebuie să... Atunci avea alți ochelari, tot te miri. Acum, e atât de îndrăgostit așa cum de tine, știi, și așa zice, dar ai văzut cât de sincer, ce n-am intrat cu speranțe mari. No? Acum noi nu ne supărăm. Ia zi tu, cum atunci s-a întâmplat? Tu dă-ne partea tehnică, așa. Da, încă, totuși aș vrea să mai spun încă ceva la partea asta.
Deci m-am rugat, în primul rând, m-am rugat așa constant de micuță, dar crescând, mi-am dat seama, urma să merg la facultate. Și mi-am dat seama că foarte mulți dintre tinerii din biserică, mulți, sau o parte, cel puțin o parte, după ce ajung să fie afară din vizorul părinților, merg pe alte căi. Și mi-am dorit așa de mult și m-am rugat Domnului, Doamne, Tu știi că îmi doresc să mă duc la facultate, dar Te rog, dă-mi un anturaj bun în care să pot să cresc spiritual, să nu mă depărtez de Tine. Și m-am rugat Domnului să-mi dea o prietenă, nu un prieten, o prietenă bună care să mă ajute, cu care să pot să mă duc în direcția bună. Și Dumnezeu a răspuns rugăciunilor mele și mi-a dat o prietenă foarte bună. Și prietena asta mea foarte bună a făcut legătura cu scumpul meu soț. Deci eu când m-am rugat pentru o prietenă bună, de fapt nici nu m-am gândit că urmează... E chiar scump sau de ce te zici așa? E foarte scump. E foarte scump, da. Da. Bun, nu-i de vânzare. No, să vedem cum... Da, deci... Prietenile și da. Da, prietena lui Simona era verișoară, e verișoară cu mine. Și ori veni la tine Ud, ori... Ne-am întâlnit, am văzut-o acolo... Am venit repetat în câțiva ani. Câți ani aveai când o venit la Tinaut? Cred că prima dată venit prin 2003. Da. Din 2003 până în 2008 am venit așa în fiecare an, în special de ziua mulțumirii. Da. La Tinaut veneam cu gașca noastră de fete la Tinaut și acolo doar ne-am cunoscut. Da. Doar am făcut cunoștință, nu... Da, prin 2007 cred că a fost, în iarnă, am luat legătura din nou. Te-ai uitat și după pozele de la ziua mulțumirii, ai văzut că apare aceeași fată? Da, Dumnezeu a legat lucrurile frumos, într-adevăr. Și lucrurile ne-am apropiat, am ajuns să ne împrietenim. Tot muzica a fost și atunci... Exact, link-ul. Undeva prin 2006 am făcut cu corul de copii un CD atunci, erau cântece despre creație, compuse de un compozitor englez, mi-a dat voie să le traduc, în colaborare și cu cineva din Arad. CD-ul a ajuns și la ea, i-a plăcut. Și în felul ăsta am luat din nou. Început să uite la băieții creați de Dumnezeu, cum îndemna cântarea. Da, și ne-am căsătorit în 10 mai 2009, la Jibou a fost nunta, ne-am bucurat. Da, de ce? Tu erai de acolo, de la Jibou? Da. Că tot mă gândeam că am venit la serbarea mulțumirii, zic, stai să văd de unde a venit. Da, din Jibou și am mers la Cluj la facultate și din Cluj mergeam la Tinaud. Și apoi a venit Tinaudul la Jibou, la Cluj, pardon. Da, și Dumnezeu ne-a călăuzit în a ne căsători și ne bucurăm de familia care... Nu, să vede că să vă bucurați. Nu, deci stau și mă gândesc acum, așa ca o lecție, dacă aș fi tânăr, poate să nu mă intereseze neapărat căsătoria cum îi obsedează pe alții, pot să-i mărturisesc lui Dumnezeu dorința mea pentru o căsătorie frumoasă, îl las pe Dumnezeu să orchestreze lucrurile și la vremea potrivită El chiar face să fie frumos, să fie bine. Da. Și un lucru care oarecum ni l-am propus ca și familie și vrem să ne ținem de el, e implicarea în slujire, pentru că un alt aspect trist care l-am văzut la multe familii, că familii tinere, că după ce se căsătoresc, dintr-o dată nu mai pierd darul. Da, adică lucruri care le-au făcut, slujiri care le-au făcut în biserică, dintr-o dată se retrag din și ele. Și le-au făcut cu bucurie, da. Și chiar bine unii. Că sunt unii care nu, dar unii chiar le-au făcut bine. Și sunt lucruri care le poți face mai bine necăsătorit sau le poți face ca și un tânăr sau tânără necăsătorită. Și sunt slujiri care le poți face ca familie și nu le poți face ca și burlac. Mm. Și într-un fel cred că e o pierdere mare și pentru cei care aleg să se retragă din slujire, o pierdere mare din punct de vedere spiritual, dar și pentru biserică faptul că viața de familie îi înțeleasă ca și o etapă în care poți să te retragi din implicarea în biserică. Și mi-a plăcut foarte mult ce a zis la un moment dat fratele Beni Fărăgău, că dacă ce nu-ți pasă de casa Domnului, de ce te aștepți ca Dumnezeu să-i pese de casa ta? Adică noi vrem ca Dumnezeu să ne dea familii fericite și
bucurie, să avem copii sănătoși, să avem tot ceea ce e nevoie. Da, la noi lista e lungă. Da, lista e lungă și așteptăm toate astea din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să aștepte până când avem noi timp și avem chef. Și niciodată nu avem. Dar noi vrem mereu, Dumnezeu acum, dacă nu ieri, acum și... Dar de fapt ești mult mai împlinit, mult mai fericit când alegi să te implici în lucrare, când alegi să te implici în casa Domnului, înțeleasă, bineînțeles, nu ca și o clădire de ziduri, ci ca și popor. Da, ce este un organism, oamenii. Nu, mă gândeam și am spus-o de mai multe ori, la David, care are de gând să facă ceva pentru casa lui Dumnezeu sau să-i facă o casă lui Dumnezeu, și Dumnezeu spune, tu nu te poți ocupa de casa mea cum vrei tu, dar în schimb mă ocup eu de casa ta. Și Dumnezeu se descurcă întotdeauna și iese. E un lucru extraordinar. Frumos. Voi veniți amândoi din familii de credincioși practicanți? Da. Da, da. Asta ați zice că v-a ajutat? Pe mine cred că m-a ajutat foarte mult faptul că am fost dus la biserică de mic și m-am lăsat, sau Duhul Dumnezeu m-a cercetat tot așa la o vârstă foarte fragedă. Când aveam 10 ani, mi-aduc aminte că a venit o dată fratele Nic Gheorghiță, latinăud. Nu mi-aduc aminte ce-o predicat, dar știu că ăla a fost momentul transformării mele. Mi-a luat 4 ani să-i conving să mă boteze, dar... când am avut 14 ani, m-am botezat. Asta la predicator, știi, sună foarte urât, dar măcar dacă îi zici că la urmă totuși ai luat hotărârea, ai mai mânghe. Și nu mi-aduc aminte ce a predicat. Noi sperăm că toți țin minte predicile noastre, dar noi nu le ținem minte. A fost ceva, nu știu exact ce. Știu că a povestit destul de mult despre viața lui, dar știu că atunci Duhul Dumnezeu lucra la viața mea și au fost niște decizii care mi-am luat atunci și care m-au urmărit. Și faptul că am decis să-L urmez pe Domnul în apa botezului și el a fost un act de credință. Țin minte că eram așa în frământarea asta, ok, fac pasul ăsta al botezului, dar de unde știu că m-o-i putea ține? Întrebarea clasică. Și era fratele Ilie Țundre la catecheză atunci, el era păstor, deja ajuns să fie latinăud și A fost un lucru care m-a ajutat foarte mult faptul că eu zis și-o subliniat ideea asta că Dumnezeu este credincios și de fapt asta îți dă curaj să mergi mai departe, credincioșia lui Dumnezeu. Și de fapt astea sunt în multe domenii ale vieții adevărat. Fie că e vorba de a intra în relație cu Domnul, fie că e vorba de familie, fie că e vorba de creșterea copiilor, tu te investești, de exemplu, în creșterea copiilor tăi, dar ai garanția că o să... Nu ai nicio garanție. Singurul lucru care poate să-ți dea mângâiere și speranță, e credincioșia lui Dumnezeu. Și eu mi-aduc aminte de părinții mei că se rugau pentru mine. Și cred că au avut un efect toate lucrurile astea, sigur, la mea. Sigur. Simona? În cazul meu, eu m-am născut într-o familie de creștini ortodoxi. Și părinții mei s-au întors la Domnul când eram eu copil, undeva la 7-8 ani, cam așa am avut. Deci țin minte, chiar dacă eram micuță, țin minte și partea în care eram la Biserica Ortodoxă. Nu prea mergeam și atunci, doar cu bunicii mai mergeam, dar foarte și rar. Și când s-au pocăit părinții tăi, s-a văzut diferența la ei? Da, dar faptul că au avut o mare parte din viața lor trăită în lume... S-a văzut că au rămas niște sechele, adică niște sechele care pentru mine, dacă am crescut încă de micuță în biserică, n-am avut luptele care le-au avut ei, trăind o parte din viață în lume. Da, deci nu scapi atât de ușor. Nu scapi așa ușor, nu. Acum, e o luptă continuă. La tine avantajul mare, să zic, a fost că totuși... S-au întors destul de repede, că sunt alți părinți care se întorc mai târziu la Dumnezeu, ajung copiii să crească parte bună din tinerețe fără Dumnezeu și atunci părinții după asta plâng și e normal să plângă, dar e greu pentru că l-ai format pe copil într-o anumită direcție și... Și apoi cum ai luat o hotărâre totuși să ai în tu cazul relația meu, ta personală cu Dumnezeu? În cazul meu,
m-am întors la Domnul când aveam tot 10 ani, ca și scumpul meu soț, într-o tabără creștină. Mergeam la biserică în fiecare duminică și îmi plăcea mult la grupele de copii. Ne-am integrat bine eu și frații mei la grupele de copii, dar hotărârea am luat-o într-o tabără la Sighetul Marmației. Acolo. Vestita tabără de asemenea. Exact. Vestul sălbatic. Da. Pentru mine a fost... Mă bucur că oamenii m-au mai auzit în emisiuni vorbind de vestul sălbatic. Eu nu știu dacă am fost vreodată acolo, dar din ce am auzit de la alții, nu era nu știu ce. Dar era bucurie, erau copii împreună, auzeau evanghelie. Era cuvântul Domnului vestit. Da, da, asta era. Dar nu că erau condiții de cinstele. Nu, de... dormeam în corturi, nu erau condiții. Dar cuvântul lui Dumnezeu a ajuns în inimile copiilor, a multor copii. Deci, imediat după... Noi eram copii când mergeam, aveam 10 ani când m-am întors la Domnul, dar în următorii ani, când deja cei care eram de 10 ani am ajuns la adolescență și am început să vrem să ne botezăm, foarte mulți, nu cred că greșesc dacă spun că 80% din tinerii care se botezau la mărturie spuneau m-am întors la Domnul în tabără. Da. În cazul meu a fost un cumul de mai multe experiențe, a fost definitiv, să zic așa, decisiv, dar am avut mai multe momente în care am simțit că Dumnezeu mă cercetează, la mai multe evanghelizări în special și nu numai, în timpul bisericii, efectiv. Ești mamă, un pic mai matură. Ai zice că un copil la 10 ani poate lua o decizie serioasă? Absolut, da. Da. Sunt convinsă că se poate și mai repede. Știu că am citit într-o carte despre o fetiță de 5 ani care s-a întors la Domnul și mi-a fost așa un pic, oare chiar poți la 5 ani, așa un copil chiar așa de mic să realizeze și să își dea seama că are nevoie de Dumnezeu? Eram așa, puțin în dubii. Până când am avut o experiență cu fetița noastră, Sara, la 3 anișori și ceva. Au avut o perioadă, se numește preadolescența copilor, probabil. Cine trei știe, ani, acum când... tot inventăm. Noi așa? N-am avut nici adolescență, n-am știut nimic. Acum toate le împărțim de numai când știm. Avea o perioadă foarte, foarte agitată, foarte agitată și comenta la orice, probabil și acomodarea cu frățiorul ei, care era de un anișor pe vremea aia. O perioadă foarte grea în care nu îi plăcea nimic. Nici o brochiță, nici o bluziță, orice îi dădea să-și aleagă. Da, nu-i... ce figuri. Așa, deși ca și copil, era un copilaj destul de cuminte, nu pot să zic că era o fetiță cuminte, dar în momentele ăla chiar avea, cât făcea așa niște crize destea de o explozie de aia necontrolată, de furie, de așa. Și știu că era evanghelizare la una dintre bisericile la care mergem și am rezolvat cumva să rămână micuțul acasă cu bunica și am luat-o pe seara cu mine, era la mine în brațe și în timp ce ascultam cuvântul Domnului predicat, i-am spus Sarei, vezi că tot ce se vorbește e și pentru tine. Și probabil asta a cântat pentru ea și a făcut-o să ia mai mult aminte la ce se vorbește. Și chiar m-am gândit, Dumnezeu așa a folosit să fie o predică foarte ușor de înțeles pentru toți oamenii și copiii. Dacă un copil de 3 ani a înțeles, sigur a putut să înțeleagă și un adult. Ea nu e sigur și... că a înțeles adultul, dar în fine, să nu intrăm în chestia Dumnezeu... asta. Că o putut e una, că da, da. Dumnezeu vorbește, dacă vrei să auzi, auzi, dacă nu, nu. Nu, eu, apropo alegere. De chestia asta, și o să continui tu ideea, am stat și m-am gândit cât de complicat a predicat Domnul Iisus Hristos dacă mergeau copiii să-L asculte. Și am spus-o și o să spun, așa înțeleg eu, eu cred că un copil când mergea acasă de la o întâlnire cu Iisus Hristos, când auzea un mesaj, dacă îl întreba maică sa despre ce a vorbit Domnul Iisus Hristos, eu cred că copilul ăla știa să-i spun. Ori îi spunea, a fost nervos pe unii că nu s-a pocăit, deși a făcut toate minuni, ori îi spunea că are grijă de păsările cerului. Și m-am întrebat și din când în când îmi propun, poate surprinzător pentru unii, mă duc în biserică, undeva într-o biserică și mă uit câți copii sunt, ori fac aplicații și pentru copii, ori încerc să țin predica pentru copii. Wow, ce succes am la bătrâni! Pricep și ei!
pricep și ei. Și așa îi ții. Deci nu prea suport chestia asta, asta nu înseamnă că nu se întâmplă, să mă duc în biserică și să nu mă ascult o categorie de oameni. Și ori fac aplicații pentru toți cumva să-i prind, ori dacă vorbești la nivelul copiilor, să uită bătrânii că ce te-au apucat și ei atenți, dar da, eu cred că multe lucruri pot fi... Care e gândirea mea? Când copiii sunt suficienți de mari să știe să facă prostii, exact. Sunt suficienți de mari să știe și să-și ceară exact. Iertare pentru greșeala lor și celelalte. Bun, scuze-mă. Deci, Sara era în brațele mele și asculta. Și faptul că a fost în brațele mele, mi-am putut da seama că ea chiar e atentă, efectiv, la ce se vorbește. Și era o predică era ușoară despre vindecarea slăbănogului, coborât prin acoperiș. Era numai bine să îi capteze atenția și era curioasă să afle ce urmează. Și partea de final, când fratele care predica, spunea care simțiți că aveți păcate? Care vreți să le chiar dați Domnului Iisus? Că Dumnezeu nu doar l-a vindecat pe omul respectiv, ci i-a spus, iertate-ți sunt păcatele. Și Sara în brațele mele, mama și eu vreau. Zice, ok, spune-i Domnului Iisus că și tu vrei, Dumnezeu te aude. Și ea a luat-o personal. Eu cred că Dumnezeu se raportează la un copil, la perioada, la vârsta lui, la categoria lui. Se raportează diferit la un adult, pe măsura lui, dar față de Sara, în momentul ăla în care ea avea 3 ani, eu nu cred că Dumnezeu nu a luat în serios daul ei de a vrea să aibă păcatele iertate, pentru că ea știa că era foarte conștientă de faptul că a greșit. Și atunci era foarte conștientă de faptul că vrea iertare. Dumnezeu i-a răspuns așa, la nivelul ei. Nu înseamnă că e o fetiță perfectă și de atunci au fost depus în ramă, nici noi nu suntem. Nu, dar de atunci am văzut cum Dumnezeu lucrează în mod deosebit la viața ei și chiar am văzut o schimbare în ea. Așa, copil de 3 anișori. Dacă n-ar fi fost fetița noastră, aș fi spus, povești. Dar chiar am văzut asta în ea și e încă un motiv pentru care ne dorim mult să investim în lucrarea cu copiii foarte mult. Da, aș vrea să zic eu ceva în direcția asta. Lucrarea cu copiii e un lucru care ne interesează. Eu sunt implicat și într-o lucrare numită Tomorrow Clubs, în care oferim materiale pentru lucrarea cu copiii. Și motivul pentru care mi s-a lipit lucrarea asta cu copiii de inimă e experiența noastră personală, pe de-o parte a fiecăruia. Că l-am cunoscut pe Domnul și am fost cercetați și născuți din nou în copilărie. La o vârstă care probabil mulți ar zice, băi, atunci erai copil, la un moment dat mi-a zis cineva că după ce păcate ai putut face tu așa mari la 10 ani? Dar chiar am avut un sentiment adânc de vinovăție. Bun, păcate care erau pentru vârsta aia și obrăzniciși, dar a fost un sentiment profund de vinovăție care l-am avut și am știut că nu-s bine cu Dumnezeu și mi-era frică de moarte. Mi-aduc aminte de chestia asta. Și cred că vârsta copilăriei e o perioadă foarte, foarte importantă în care trebuie să investim și ca biserici să avem o viziune pentru așa ceva. De multe ori în lucrarea cu copiii mă confrunt cu situații în care mă duc și vorbesc cu păstor și întreb, ok, uite, vreau să vă oferim un ajutor pentru lucrarea cu copiii, dar noi nu avem copii în biserică, dar în sat sunt? Păi sunt, dar ok. De ce nu încerci să ajungi la ei? Adică ne gândim doar la copiii noștri, doar și de multe ori și chestia aia o abordăm în sensul, păi, Doamne, când a venit vremea să se pocăiască? Păi, vremea e astăzi, așa zice Biblia, vremea pocăinței întotdeauna e astăzi. Nu? Știi ce am, dacă v-aș spune și eu câte frământări am avut în copilăria mea, una din frământările mele a fost cum să-L scot pe Dumnezeu din ecuație. Deci atât m-am luptat în anumite situații, cum să-L scot pe Dumnezeu din ecuație, dacă își putea scăpa de Dumnezeu. Și nu mi-așa niciodată. Deci atâtea filme îmi treceau prin cap, că fac eu așa, că fac eu așa, că fac eu așa. Asta țin minte, că orice variante făceam, o mă îmbrăteam, până la urmă Dumnezeu era Dumnezeu și eu nu-L puteam nici cum, nici fenta, nici doborâ, nici bate, nici cutare, rămânea Dumnezeu, Dumnezeu. Cu asta mi-a intrat destul de vreme în minte, dar multe am avut, dar vis-a-vis de mentalitatea chiar din bisericile evanghelice, crescând în biserică te aștepta să auzi foarte multe. Eu am crescut în biserică foarte faină, dar foarte multe nu le-am auzit.
Și, spre exemplu, mi-a luat o vreme până mi-am dat seama că între pocăința omului și dăruirea inimii lui Dumnezeu și mărturisirea lui în botez poate fi o foarte mare diferență. Deci n-am nimic împotrivă cu niște rânduiele ale bisericii, care cred că sunt pe baze biblice, că faci botezul când poți să mărturisești cu maturitate, cu responsabilitate și toate celelalte, dar nici nu mi-ar putea trece prin cap să spun unei fetițe de 3 ani că ea n-are dreptul să se pocăiască, n-are dreptul să-L iubească pe Iisus Hristos, n-are dreptul să se roage. Cât de devreme în viață conștientizezi ceva, poți să începi o relație cu Dumnezeu. E adevărat, la nivelul respectiv. Da. Și după asta va crește, se va maturiza, relația cu Dumnezeu este una și că noi ne vom mărturisi. Păi am vorbit de căsătorie. Sunt unii care se cunosc de 2 săptămâni și se căsătoresc și alții se cunosc din grădiniță. Și spune, Doamne, noi ne-am am găsit cupluri din astea care spun, Doamne, noi ne iubim din grădiniță. Atunci a fost iubirea aia de la grădiniță. Bun, asta nu înseamnă că e cununi. Că aici văd o diferență între botez. Da? Dar nici nu pot să spun copiii ăștia nu se iubesc. Mă duc într-o familie de prieteni, era ea micuță, vine cine, zice, maică, să spune-i la fratele cine? Prietenul meu. Ei nu puteau unul fără altul, unul cu tare. Păi eu știu ce-o fi într-o zi, o ține, la alții a ținut din grădiniță până la căsătorie, alții n-a ținut nici toată grădinița, dar din nou faptul că ei se iubesc la o vârstă sau chiar în adolescență, nu înseamnă că îi cununăm, dar și nu putem spune, băi, nu aveți dreptul să vă iubiți în termenii curați, da? Și atunci, cum să-mi spună cineva că eu la 7 ani n-am voie să-L iubesc pe Hristos? Dar, din nefericire, poate nici noi ca păstori nu abordăm suficient de mult domeniul ăsta, nu știu nici părinții, poate suficient de mult, și atunci, probabil că unii din copiii noștri au chestia asta în cap. Păi degeaba fac eu chestia asta acum la 12 ani, că ăștia ca regulă în biserica noastră tot nu mă botează decât la 16. Și știi, le confundă unele cu celelalte. Uite că fuge timpul, vorbim despre copii, despre familie, despre toate celelalte. Dacă ați avea niște părinți în fața voastră și v-ar zice, v-ar ruga să le spuneți care este secretul creșterii bune a copiilor, ce le-ați spune? Pe lângă joacă, asta am reținut. Joacă, cuvânt. I-ar zice relația părinților a fiecăruia cu Dumnezeu, că atunci se reflectă în copii. Voi credeți că există și o atmosferă spirituală în casă? Da, dar e important să fie ceva natural. Păi, dacă o faci forțat... Bine, era teatru, te întrebam dacă e cu teatru. Dar cu teatru tot jucăm teatru, dar nu toți pe bani. Da. Nu, deci unii din bisericile evanghelice sunt buni la teatru. Deci, doar că nu îi plătește nimeni. Copiii își dau seama. Da. Copiii își dau seama. Clar. Pe alții îi fântesc pe păstori decât pe copii. Așa e, că păstor nu-l întâlnește în fiecare zi. Nu îl întâlnește în fiecare zi. Nu. Poate lași garda mai jos. Știi când ești cu copiii, că nu poți toată ziua chiar să joci teatru. Așa, și te mai scot ei din papuci și te văd chiar cum ești. Zice, tata, stai liniștit, asta ești. Mă. Acum nu este acolo. Nu știu dacă ar fi, apropo, scuzați-mă, legat de secret. Nu cred că poți să vorbești de un secret. Poți să vorbești despre o atitudine curată înaintea lui Dumnezeu ca și părinte, să ai o inimă curată, o atitudine de credință în Dumnezeu, pe care să o pui și în inima copilului. Copilul vede cum ești și dacă vede o autenticitate, șanse mai mari. Bineînțeles că la un moment dat va fi decizia fiecăruia și responsabil de ce face, dar cred că și rugăciunile contează. Cu siguranță contează dacă părintele se roagă pentru copil și copilul vede lucrul ăsta. Și chestia asta poate să cântărească. Vede inclusiv zbaterea părintelui de a fi mai bun în relația cu Dumnezeu, nu de a poza perfecțiune sau altceva. Deci nu cred că avem rețete magice, exact. Ci pur și simplu muncă, dedicare pentru copilul tău, pentru a fi într-o relație sănătoasă cu Dumnezeu. Și Dumnezeu e credincios, asta e ceea ce ne dă liniște. Deci dacă Cel ce ne-a transformat pe noi, transformă și pe ei. Un lucru care cred că a contat mult pentru copiii noștri,
e faptul că și partea cu slujirea o văd destul de natural. Adică eu mă bucur tare mult că în special soțul meu se ocupă de copii, dar când el mergea, de exemplu, să se ocupe de alți copii în altă biserică, o lua pe Sara cu el, ea fiind mai măricică, și atunci ea avea ocazia să participe poate de 2-3 ori la aceeași lecție cu cluburi diferite de copii și să fie cu tata. Faptul că ea îi cu tata în timp ce tata vorbește altor copii despre Domnul, îi dă un alt atu, cumva. O ajută să vadă, și partea asta o vede tot natural, că nu merge tata să le spună altora despre Domnul așa numai că trebuie să facă asta. Și nici nu-i spune ei a treia oară, stai acolo cât da. Țin predica, ea o ascultă tot natural, că nu-i pentru ea, e pentru ea la alți. Există. Știi ce mi-a plăcut? Și am zis că te întreb dacă era doar așa din an în pași sau... Că ai zis că te duceai și tu cu soțul, cu copii. Da. De la biserici. Da, totdeauna clar. Când are ocazia... Și bun, dar nu asta e greu ca și principiu, ca și principiu pentru noi, în cazurile excepționale în care copiii sunt bolnăviori sau așa, dar în rest nu, mergem de obicei împreună. Împreună la oricare biserică trebuie să mergem. Nu te-a deranjat că slujește și în biserici mici? Nu. Am avut, Dumnezeu m-a pregătit dinainte pentru asta. Fiind în biserica din Jibou, biserica din Jibou e așa ca și o pepinieră, așa, și în jurul Jiboului cresc bisericuțe, deci biserica din Jibou se ocupă de alte bisericuțe de pe sate, din jurul Jiboului, și încă de micuță mergeam în misiune cu grupele de copii, apoi cu grupele de adolescenți, grupele de tineri, în bisericuțe mici. Deci eram deja, Dumnezeu m-a pregătit dinainte pentru asta. Da, zi, nu-i frumos așa, că mai vine o soră în vârstă, te mai țucă, atâta se bucură că te avea de pe tine copii. Și noi ne bucurăm de ei. Îți mai dă un gutui sau eu știu ce. Îți mai dă și câte o replică de aia. Înțeleaptă sau înțeleaptă depinde, sau, da, depinde cum o găsești filară, pe, poate da, că, depinde cum o găsești pe bătrân, dacă și are în cazurile ei. Când da. Ne-am dus a doua oară la o biserică. Eram logodiți și n-am apucat să mergem mult timp. Da, a fost a doua oară când m-am dus la biserica aia și când să intrăm în biserică o soră, dar frate, dă-te cu asta. Am rămas așa șocat, dar toți au izbucnit în râs, că a fost, ea nu și-o da seama, ea a continuat să se justifice. Măi. Și a zis, soră, dar când mai văzut metalii cu alta? Nu, da? Nu, stai să spun un lucru. Păi sora au continuat. Știți cum sunt tinerii din ziua de azi? Azi exact, cu una, mâine cu alta? Exact la asta m-am gândit și eu. Vezi cum am zis la început că într-un fel te surprinde că un copil este marcat de ceva. Hai să recunoaștem că și bătrânii sunt marcați de anumite lucruri. Și dacă sora în vremea ei știu, măi, când m-am hotărât cu Ion, când am umblat din tătă săptămâna cu câte unul, când am hotărât că ne vede lumea și eu știu că suntem serioși, mi-au văzut până la capăt, și acum sora se uită la tineri din biserică, probabil. Și zice, păi, azi, săptămâna trecută a venit cu aia, acum cu aia, acum cu aia, păi s-a scăpat și ea când te-a văzut și o zice, băi, frate, ești de modă veche, ce s-a întâmplat cu tine? Deci am nici tu bine pe soară, da? Da, ține minte și vede întotdeauna când ea ceva vede. Tă cu asta și astăzi. Tot așa am rămas, da. Și așa au rămas, deci tot cu ăsta e salutul, tot cu... Tot. Da, vă iubește și se roagă pentru voi. E bine, e... Dacă ar fi să vă creionați voi următorii 5 ani, ce ați face în următorii 5 ani? Păi cam tot ce facem acum. Nu prea văd ceva foarte diferit pentru următorii 5 ani. Adică lucrare în biserici, lucrare cu copiii, să ne ocupăm de copiii noștri, să-i creștem. Lucrarea cu femeile în care e implicată mai mult soția mea. Încercăm să ne adaptăm în vremurile astea de pandemie și poate să creiem ceva care să poată să ducă mesajul Evangheliei la oameni la care nu pot să ajunge în mod fizic acum. Dar nu prea aș vedea mari diferențe. Un lucru care pe mine mă frământă și pentru asta și înscris la un program de doctorat e revigorarea bisericilor. Adică eu lucrez într-un context de biserici mici, biserici destul de îmbătrânite
Și mă frământă gândul ăsta, ce am putea face ca bisericile din România, bisericile din zona aceasta, să crească din nou? Pentru că cred că ar fi un mare păcat să se piardă biserici, să facă un fel de supermarketuri, da? Să dispară buticurile, să, adică să ai mega church-uri sau grupuri, biserici formate din mulți oameni, și bisericile care le avem să piară. Cred că trebuie făcut tot ce se poate. Bineînțeles, unde ai un sat care dispare, asta este. Dispare și biserica. Dar cred că trebuie să găsim o modalitate sau modalități care să ducă la bun, tu ai amintit două probleme. Dacă m-aș duce doar pe creșterea bisericii, atunci ce putem să facem? Să lucrăm la pocăința tuturor oamenilor și a noștri, din familie și celelalte. Dacă m-aș gândi la întinerirea bisericii, la mine varianta e foarte simplă. Întinerirea bisericii poate avea loc în două variante. Unu, ne apucăm să facem noi mai mulți copii și îi creștem pentru slava lui Dumnezeu ca să rămână în biserică. Unii sunt cam bătrâni, nu mai pot face copii, singuri nu mai pot face copii. Și varianta B, care a zis-o voi, unde ai plin satul de copii. Dacă nu sunt copiii noștri, ne aducem aminte că Iisus Hristos a murit pentru toți. Nu mergem să-i furăm, nu mergem să-i indoctrinăm, nu știu ce, dar dacă și părinții sunt de acord, copiii lor să aibă o educație religioasă, să-L cunoască pe Dumnezeu, că nu prezentăm în primul rând o religie sau o confesiune, noi prezentăm pe Iisus Hristos, Salvatorul. Și atunci biserica ar trebui să se gândească foarte serios, ori una, ori alta, că n-ai de unde, nu o să vină îngerii din cer acum pe pământ să ne întinerească nouă biserice. Bisericile au nevoie, uneori chiar și biserici mici, de repararea relațiilor. Sunt biserici care au 15 membri și sunt dezbinate. Sunt biserici reci, biserici care au impresia că oamenii sunt ca moștile, dacă ai aprins becul în biserică, lumea vine la biserică. Nu vine. De multe ori am auzit expresii genul, dar este biserica în satul ăla. Ok, și păi a făcut evanghelizare și a schimbat pe cineva. Păi să știe că, ok, invită-i. Prima condiție ca cineva să vină să audă cuvântul lui Dumnezeu și să mergi să îl inviți să audă cuvântul lui Dumnezeu sau să îl vestești. Da, ai trăit din asta. Eu am trăit, dar e adevărat, o singură dată în viață, dar m-a marcat când noi am făcut eforturi foarte mari. Că cineva cu inimă pentru a spus, frate, hai să mergem și acolo la evanghelizare și ne-am dus la, am închiriat sau ne-au dat căminul cultural, cum era atunci, știi, bucurie, ne-am dus noi cu formație, cu nu știu ce, și când am ajuns acolo, frații din localitate, că era bisericuță, nu erau. Și am zis, băi, cine știe, li s-o stricat ceasul sau ceva, și m-am dus să-l caut, nu știu, pe diaconul bisericii sau pe nu știu cine, l-am găsit, nu mai știu, cred că l-am și trezit sau ceva, că era 3 după masa sau cât, și ideea a fost că ei nu se spurcă să vină în căminul cultural cu noi. Am pățit și eu chestia. Și am stat și mă... Vă dați zic, de ce nu ne-ați spus măcar... Înainte de a consuma noi motorină și cu tare, nu știu ce, că voi nu vă spurcați să veniți cu... Bine, partea frumoasă care a fost? Deci asta a fost partea tragică, că a fost din ai noștri care nu au venit. Partea frumoasă a fost căminul cultural plin de oameni care au ascultat Evanghelia, dar... Pot să avea, Doamne ferește. Deci am avut și cazuri în care tot așa am făcut în oraș și s-au răspuns pozitiv de la cei din afară, dar ai avut reacții în biserică, ce evanghelizare la restaurant. Dar s-a făcut evanghelizare în biserică, nu a venit nimeni. Dar am avut și experiența în care m-am dus într-un sat, din casă în casă, la fiecare casă și nu veni nimeni la evanghelizare. Deci bine. Ai experiențe și experiențe, dar asta e... Iară sunt în situația aceea în care, dacă mă uit la ceas, îmi dau seama că am depășit minutele. Dacă ați ieșit, nu mai contează ce zic eu, dar dacă n-ați ieșit, chiar vă mulțumim frumos că ați stat cu noi până acum. Sper că ați avut o seară frumoasă, că ați întâlnit o familie frumoasă. M-am gândit în timpul emisiunii să vă spun că dacă vin să mă întâlnesc cu copiii voștri, seara asta v-ați câștigat dreptul să rămâneți voi la discuții, că vă pricepeți. Fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi, necăsătoriți, rugați-vă lui Dumnezeu să vă dea o familie frumoasă, căsătoriți, rugați-vă lui Dumnezeu să vă dea copii, aveți copii, rugați-vă lui Dumnezeu să-i creșteți bine, înțelept, oameni normali și creștini care trăiesc o viață
autentică, indiferent de starea în care te găsești. Chiar o spunem noi cu încredere. Hristos se poate descurca cu viața ta doar să faci ce spune El. Adică dacă te dai pe mâna Lui, chiar lasă-L să fie Dumnezeu și să te transforme, pentru că te poate transforma numai și numai în bine. Mulțumesc frumos că ați venit. Rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru cei care ne ajută cu filmarea, cu transmiterea, cu toate celelalte, că le mai uit din când în când să le spun. Și Dumnezeu să fie onorat în noi și prin noi întotdeauna. Amin. Amin.